Pam, 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 pam. Salutare, dragule. Cu ce te putem ajuta azi? Salut! Uită, Salut, salut. eu aș avea câteva întrebări, mi-am pregătit o listă de întrebări să încerc să-mi clarific direcția de urmat în perioada următoare. Încep direct cu ele sau fac o scurtă introducere cam ce facem? Încep cu ele și când avem nevoie te întrebăm noi. Ok. Așa. Ar fi odată care modalitatea cea mai sănătoasă de a implementa sistemul de management în contextul în care noi avem o parte din oameni implicați la sediul clientului și mare parte din timp ei sunt dislocați acolo. Le completează echipele clientului și practic nu sunt neapărat sub controlul nostru, să zic așa. Explică puțin ce faci. Asta e leasing de personal sau ce? Ceva de genul, da. Practic sunt consultanți IT care completează echipele de IT ale clienților corporate și ei sunt dislocați în mare parte pe proiectele respective. Fie long term, fie short term, depinde de caz. Cu ce Și scop? lucrează în sediul clientului? Da. Ei practic extind echipa tehnică a clientului. Sunt developeri sau sunt consultanți? Cam toate rolurile, adică sunt și developer și consultant și alte roluri din ce înseamnă un proiect de IT. Nu știu, project management, analist de business. Și tu ești plătit lunar pentru fiecare rol? Sau ești Da. plătit pentru munca pe care o fac în timpul în care stau la companie? E modelul lunar, practic e time and material ca model de business. Și oamenii ăștia au responsabilități clare? De la mine sau de la beneficiarul final? De la tine. Nu. Și de la beneficiar? Și la Nu. beneficiar, știi cum Răspunsul. e? Poate ceva mai mult decât de la mine, dar de regulă e destul de haos, să zic așa. Bun, întrebarea Ok. mea Deci este. care e problema? Că nu înțeleg. Deci trimiți niște oameni la niște companii care lucrează acolo, nu știe nimeni ce fac și tot casez bani, nu? Da, dar nu-i doar asta. Pe mine mă interesează de fapt ca oamenii respectivi să evolueze profesional și în același timp cumva să nu considere modul ăsta de lucru doar o formă tranzacțională. Adică De ce? practic mă interesează ca ei să crească și să evolueze De și ce? profesional, să simtă că sunt parte din echipă și să creeze și o legătură cu De restul ce? colegilor. Pentru că sunt mulți foarte bine pregătiți și pot să contribuie la ce înseamnă creșterea altor oameni din echipă. Pe de altă parte, forma asta de lup singuratic nu e neapărat sănătoasă întotdeauna, pe termen lung. Când vorbim de programatori, Da. Nu, n-aș fi atât de sigur. Deci, din perspectiva mea, vrei să crești responsabilitatea oamenilor și să facă lucrurile așa cum ar trebui să le facă și să țină de anumite lucruri. Atunci când trimiți o persoană în leasing la o altă companie, să zicem, pentru un proiect de 2 luni, 3 luni sau pe ce perioadă o trimis persoane respective, când semnezi contractul, primul lucru ar trebui să ceri clientului respectiv să-ți trimită lista de responsabilități pe care să le îndeplinească persoanele care tu le trimiți, astfel încât tu să poți face o evaluare corectă a performanței lor în funcție de responsabilitățile pe care le au în acea companie și să nu se facă telefonul fără fir în care omul nu mai știe cine e liderul lui, nu mai știe în fața cui răspunde și probabil că de cel mai multe ori nici nu știe pentru ce răspunde. Având în vedere că veți avea o parte dintre lucruri responsabilități și o parte obiective, pentru că veți avea
la voi proiectele care sunt cu finish date și deadline și mai departe, ălea le manageriem prin obiective. Aveți niște obiective, ca rezultate cheie ai, să zicem, funcționalitățile principale pe care trebuie să le rezolve și manageriezi în felul ăsta prin evaluare de progres, să vezi că oamenii tăi se țin de ceea ce au promis, de ceea ce ai promis până la urmă tu clientului. Asta înseamnă să-ți duci tu serviciile la un cu totul alt nivel față de ce se practică în piață. Și dacă faci asta, atunci cere și banii necesari. Nu merge pe aceiași bani dacă te-a pus să faci lucrul ăsta. Pentru că tu acum îți ridici nivelul serviciilor, adică eu știu, din păcate știu ce este în piața asta. Și ar fi o problemă destul de mare. Dar este aceeași, același lucru care l-am vorbit în mai multe podcasturi și în curs e specificat foarte clar cum se implementează sistemul de management. Tot cu managementul creșterii ai nevoie să începi, adică începe cu întâlnirea trimestrială să poți să transmiți corect noua metodologie pe care vei vrea să lucrați, după care transformă anumite proiecte în obiective și implementează evaluarea de progres corectă, după care treci la partea de vârtej în care vă uitați, ok, lucrurile astea se repetă, astea trebuie menținute la orice tip de client noi luăm, și atunci alea le transformă în responsabilități și trec în evaluarea de performanță. Nu este nimic special la tine, doar că tu trebuie să, în loc să vină responsabilitățile și obiectivele de la voi, majoritatea trebuie să vină de la client. Și atunci trebuie să aveți la începutul colaborării o discuție sau să creezi un formular foarte frumos pe care ei să-l completeze cu întrebări specifice, astfel încât să poți să stabilești metodologia de management bine în legătură cu fiecare client. Și cam asta e, nu este ceva special. Din nou, te vei diferenția, vei duce serviciile la un cu totul alt nivel și ar trebui să se vadă asta și în marja ta, nu doar pentru beneficiul clientului. Ok, mulțumesc. Atunci o să trec la următoarea întrebare. Pe domeniul meu, cred că echipele vor ajunge să lucreze într-un mod destul de desincronizat, din multe considerente și pentru că se poate lucra full remote. Și strategic e cumva ideea de a avea oameni din regiune în echipă. Cum să gândesc lucrurile încât să funcționeze corect sistemul de management? Că sunt oameni pe fusuri orare diferite, poate au ferestre de suprapunere a echipei foarte mici din ce înseamnă o zi. Nu face nicio diferență, dragule. Adică practic rămâne tot acea întâlnire zilnică și... Pentru oamenii implicați în creștere sau la tine în proiecte. Da. Ok. Dacă n-ai de ce să faci întâlnirea zilnică cu echipa de dezvoltare, cu programatorii. Ok. S-ar putea să te împuște dacă te duci în fiecare dimineață peste ei cu astfel de întâlniri. Programatorii depinde în ce... Pentru că eu, de exemplu, întâlnirea zilnică de unde am luat-o ca inspirație și după aia... Exact. După aia am tot modificat-o și mai departe. A fost fix de la developeri. A fost din metodologia Agile. Numai că am modificat-o mult față de ce făceau ei lucrând pe task-uri și alte lucruri, eu am văzut valoarea în alt loc. Dar programatorii sunt destul de obișnuiți să lucreze pe Agile și dacă nu sunt obișnuiți, tind spre aia pentru că toți programatorii mari și toate companiile mari de programare folosesc Agile. Eu nu sunt de acord cu metodologia Agile în development. Mi se pare o metodologie care... ai impresia că aduce rezultate la început, după care începe să dea rateuri de nu te vezi.
Dar dacă e să păstrăm întâlnirea zilnică așa cum am creat-o și cum am dezvoltat-o pe parcursul anilor, pentru a menține oamenii focalizați pe obiective, pe cele mai importante lucruri pe care le-au de făcut pentru creștere, tot ce ai de făcut este să stabilești o oră în timpul zilei în care toți din echipa respectivă pot să participe și ora aia nu se schimbă. That's it, asta e tot. Restul nu contează că sunt desincronizați, că unul lucrează noaptea, că altul lucrează ziua, că lucrează pe alte fusuri orare, că puțin contează. Atâta timp cât ei se reîntâlnesc ca să se sincronizeze. După care se desincronizează, fiecare își face treaba, are responsabilități, procese, proceduri, toată povestea, guide-uri, help-uri, best practice-uri, ce naiba, tot ce se folosește. Deci, atâta timp cât readuci, pentru că fundamentul este să readuci oamenii să se sincronizeze pe ceea ce este important pentru companie. Asta e fundamentul. Întâlnirea zilnică este un mijloc de a face lucrul ăsta și de a-l face inevitabil. That's it. Ok. Cele mai Ziceai de. sick cheiuri care le-am primit până acum. Optim. Astea sunt cele mai seci ok-uri care le-am primit până acum. Spune. Ziceai de considerare 20% din acțiuni pentru reținere și atragere de talente. Către cine ar trebui direcționate aceste procente din acționariat, ca și roluri, ca și roluri, să zicem. Adică, către cine și în ce proporții? Deci tu gândești așa, ai 20% din acțiunile companiei care nu sunt ale tale, sunt ale companiei. Da? Acum, nu pot să folosesc mai mult de 20%. N-am nicio șansă. Ar trebui să am o limită acolo. Nu pot folosi mai mult de 20%. De ce nu pot folosi mai mult de 20%? În principal pentru că va trebui să le folosești pentru investitori. Asta e motivul. Acum, exact cum îi spune, cum am zis-o în nume, pentru atragere și menținere de talente. Adică, oameni remarcabili pe roluri foarte greu de găsit, dar aici vorbesc foarte greu de găsit, nu pe roluri în care pot să aduc o persoană chiar dacă nu are abilitățile și pot să o trăinuiesc în 3-6 luni de zile. Ăla nu este un astfel de lider. Un lider care merită astfel de lucruri sunt lideri în care au ori o abilitate excepțională, ceva ce foarte rar găsești, ori tu să poți să creezi experiența pe care o are liderul respectiv, ți-a luat 50 ani ca popa. Și atunci, pentru oamenii ăștia te folosești de acțiuni, ori să-i aduci în companie pentru că n-ai putea să-i aduci altfel, nu vin doar pentru un salariu sau pur și simplu nu-ți permiți salariul pe care ar trebui să-l dai la început, sau să-i menții pe mai mult timp în companie, oferindu-le bonusuri trimestriale sau anuale în acțiuni pentru obiectivele pe care le au. Din nou, obiectivele fiind de creștere, nu din partea de operațional. Nu există, poate tu te aștepți, uite, la rolurile astea să dai acțiuni, la rolurile astea să nu dai acțiuni. Nu există asta. Pentru că ține mult de punctele tale critice. Nu de mine ca cel care am creat sistemul de management. În fiecare companie, și eu și Adrian la fel, în fiecare companie ne uităm, vedem care sunt punctele critice și apoi zicem ok, aici ne trebuie niște lideri extraordinari. Ca lideri ăștia, ori să-i atragem, ori să-i menținem, ne folosim de această monedă numită acțiuni. Pentru că este mai puternică decât moneda numită euro. That's it. Cu mențiunea că eu prefer să fie the last resort. Da. Nu prima opțiune și ultima opțiune. Adică dacă nu reușesc în nicio formă,
Eu am și traume cu subiectul ăsta, cu datul acțiunilor, multe traume. Mi-am furat-o de multe ori și sunt extrem de reticent când vine vorba de ce recomandă Răzvan. Dar are sens, cu condiția să te asiguri că găsești oamenii potriviți pentru lucrul ăsta și să te asiguri că ai partea contractuală foarte bine pusă la punct. Adică nu da procente din companie pe promisiuni. Pune niște lucruri bine stabilite care ar trebui să se întâmple după ce acești oameni vin în companie. Nu ar trebui, ca o completare, nu ar trebui să fie în sens invers, practic, să îndeplinească niște obiective și după aceea să se facă cedarea de acțiuni? Într-o lume ideală. Băi, într-o lume ideală, da, probabil că e destul de greu. Aici ține foarte mult de identificarea persoanei, că este asigur că acea persoană este cu adevărat ceea ce trebuie și că, nu știu, șansele sunt foarte mari ca lucrurile pe care ți le dorești să le dezvolți cu ea să se și întâmple. În realitate... În realitate... Realitatea, știi cum e, cum zicea Mike Tyson, toată lumea are un plan până se urcă în ring, primești un pumn în gură. Aici, din punctul meu de vedere, zona asta cu datul acțiunilor este exact așa. Da. Este exact așa. Că toate lucrurile bune și frumoase. Am văzut mulți antreprenori super entuziasmați când vin cu propuneri de genul ăsta la oameni să-i aducă în companie și, din păcate, am văzut greșeală. Au și așteptări nerealiste la ce s-ar întâmpla după. Păi, da. Dar am văzut situații în care și-aduc prieteni pe care ei consideră că sunt foarte buni și pe care n-ar putea să-i aducă altfel. Și e double mistake, pentru că aduc și prietenul și îi dau și acțiuni și nici nu e foarte clar că competențele sunt acolo, competențele, motivația și așa mai departe. Ca să facem lucrurile clare, unu, nu folosi acțiunile ca o cârjă în recrutare. Pentru că de cel mai multe ori când am zis asta, și este tehnică foarte puternică, dar dacă te-ai pus să o folosești ca o cârjă, pentru că nu ești în stare să pui o viziune puternică în față, pentru că nu ești în stare să ai consecvența necesară să convingi o persoană să vină la tine și te folosești de chestia asta pur și simplu ca o cârjă că ți-e mai ușor, o să ți-o iei în bot. Al doilea lucru, mai important decât primul, este când dau acțiuni pentru rezultate. Nu dau acțiuni pentru timp, nu dau acțiuni că mi-ești prieten, nu dau acțiuni că ai vechime în companie. Dau acțiuni pentru rezultate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că facem un plan pe următorii 1, 2, 3, 4, 5 ani. Și există niște borne acolo, niște milestone-uri. Pentru fiecare milestone îndeplinit, tu primești un anumit număr de acțiuni. Dar din nou, când ai îndeplinit rezultatul ăla, ăsta e contractul pe care eu îl fac cu tine. Și cu adevărat intri în posesia acțiunilor respective după ce ai stat un minim de perioadă în companie, 3-5 ani. Și atunci există aceste două puncte de verificare, unul că mi-aduci rezultatele și doi că stai destul de mult încât să fie profitabil pentru mine să-ți dau acele acțiuni. Pentru că asta nu trebuie să fie o cheltuială din partea companiei. Asta e o metodă de a crește profitul, de a crește cât eu pot să câștig din acea companie. Să nu o luăm ca o cheltuială. Că nici bonusurile nu sunt o cheltuială. Asta mă enervează, pentru că mulți văd bonusurile, când le stabilesc, ei le văd ca o cheltuială. Nu mâncați așa o chestie, stai puțin. Tu ai, să zicem, tu în mod normal, mi-ai aduce, fără ca eu să-ți dau bonusuri, mi-ai aduce 100 de clienți noi pe trimestru. Eu îți spun că dacă mi-aduci 150 de clienți noi în trimestrul următor, eu îți dau bonusul ăsta, care, de cel mai, care în calculul meu, din profitul celor 50 de clienți aduși în plus, mie rămâne o parte și o parte o dau ca bonus. Deci eu, ca și companie, câștig mai mult pentru că dau acele bonusuri. Și aceeași poveste este cu acțiunile. Iar apoi când am dat acțiunile respective, pentru că omul s-a ținut de milestone, s-a ținut de obiective, le-a realizat, este un om bun, are caracter, a rămas în companie timpul necesar. Eu în contract să pun că am posibilitatea
să răscumpăr acele acțiuni la un preț ori prestabilit când am făcut contractul, preț fix, ori la un preț la un valuation al companiei făcut de o terță parte în care eu nu pot să intervin, nici el nu poate să intervină și așa mai departe. Iar el, dacă eu îi dau prețul respectiv în primii 3 ani de zile sau primii 5 ani de zile de când a primit acțiunile, din momentul în care a primit acțiunile, el să fie obligat să mi le dea înapoi. Adică eu le cumpăr cu prețul corect, iar el este obligat să mi le dea înapoi. Asta ne permite, pentru că timpul unui om într-o companie, unui om remarcabil într-o companie, este 70 ani. Și atunci trebuie să fiu conștient de faptul că omul ăsta îi se vor schimba valorile, pentru că îi se schimbă viața, pentru că ajunge la în anumite momente să pună valoare pe alte lucruri decât pusese înainte și va trebui să ne despărțim, ceea ce e foarte ok. Numai că eu am nevoie de acțiunile respective ca să pot să mă folosesc în continuare de cei 20% să-mi atrag talente și să-mi mențin talente și când anumite talente îmi pleacă. Să nu mergem vreodată pe ideea că oamenii rămân cu noi până la adânci bătrâneți, că asta doar în căsătorie se întâmplă și din ce în ce mai rar. Nici acolo. Cam asta e. Adi, tu cum vezi? Băi, cum spuneam, eu am traume cu procentele astea, dar știu și de ce am, pentru că am făcut greșeala să dăm procente programatorilor din zona de operațional. Și au fost date procente fără un plan, au fost date din frică. Asta a fost acum 6-7 ani de zile, motivația principală asta a fost frică. Că dacă noi dau procente, pleacă. Ceea ce s-a dovedit o greșeală aproape fatală anul trecut. Deci eu sunt foarte atent când vine vorba de procente. Astăzi compania nu mai e în punctul ăla. Adică astăzi consider că avem resursele necesare să ne aducem liderii de care avem nevoie în anii următori, fără să mai apelăm la opțiunea de acțiuni. O să dăm acțiuni doar investitorilor sau doar oamenilor care cred suficient de mult în povestea noastră, astfel încât să pună și banii pe masă. Dar înțeleg în situația de început că ceea ce tu recomanzi este o strategie care se poate dovedi câștigătoare. Dacă probabil în tot ceea ce recomanzi este cu adevărat acel punct la care aș fi extrem de atent. Extrem, extrem de atent. Și n-aș face chestia asta dacă nu m-aș asigura că înțeleg consecințe legale, că înțeleg consecințe de act constitutiv, că înțeleg ce înseamnă să aduc un partener în companie și ce înseamnă să nu am grijă la actul constitutiv și acea persoană să aibă drept să-mi poată bloca deciziile. Adică sunt niște consecințe pe care aș căuta să le înțeleg foarte bine înainte de a face acest pas. Pentru cei care au abonament la softul TPF Digital, există și modele de contract în partea de help pentru astfel de lucru. Eu, de exemplu, eu am dat acțiuni și la developeri. Au fost momente în care am făcut-o, dar asta au fost momente în care am făcut-o din ce motiv? Acel developer avea un set de abilități care era atât de greu de găsit și care era atât de valoros pentru companie încât a făcut sens. Însă, de ce fac majoritatea antreprenorilor greșeli când vine vorba de asta? Este unul pentru că nu înțeleg cu adevărat valoarea acțiunilor și aruncă cu ele pe fereastră. Și doi, nu înțeleg riscurile la care se expun odată ce ai semnat o chestie de genul ăla. Și mai un aspect aici, Răzvan. Din ceea ce am observat eu, și nu doar la noi, dar și în celelalte companii, oamenii nu vor acțiuni. Deci ei nu vor. Te duci cu propunerile astea și ei nu interesează zona asta de acțiuni. Depinde la cine te duci. Păi fii atent. Evident, totul depinde, dar contextul e în felul următor. Dacă viziunea ta nu este atât de puternică și de motivantă, astfel încât eu să văd în acele acțiuni
un beneficiu real în 3-5 ani și îmi pun semne de întrebare dacă tu o să mai existi peste 6 luni de zile în piață, povestea asta nu merită pusă pe masă, n-ai nicio șansă să recrutezi. Adică poți să pui acțiunile pe masă după ce persoana respectivă este convinsă, adică înțelege viziunea ta, înțelege pasiunea ta, ar vrea să vină la tine, dar este blocat de partea financiară. Adică, bă, nu vin, că ești prea mic, am încredere în tine, știu că ai să crești, dar deocamdată stau unde este mie bine. Și atunci poți să vii cu acțiunile pe masă, să spui, bă, hai să construim împreună. Dacă și tu rezonezi cu ceea ce vreau să fac eu, dacă și tu rezonezi cu misiunea mea, uite, hai să construim împreună, eu sunt dispus să pun părți din business-ul pe care eu l-am pornit, pentru care eu mi-asum responsabilitățile, în care eu cred atât de mult cât sunt all-in sau sunt implicat major, vino și tu și uite, eu sunt dispus să pun lucrurile astea. Dar dacă vii prima dată și spui, auzi, nu pot să-ți dau 3.000 de euro, dar pot să-ți dau 1.200 și îți mai dau niște acțiuni. Ceea ce am auzit e că oamenii îți dau peste bot instantaneu, ce tu te bă dracu cu acțiunile tale. Sunt niște chestii pe hârtie, nu mă aștept la nimic. Adică, când nu suntem oracle în negocierile astea. Sau Adobe, asta sau e, acțiunile, asta încercam să spun prin faptul că oamenii nu înțeleg valoarea acțiunilor. Pentru că valoarea acțiunilor, ok, este dată de starea actuală a companiei, că tu ai nu știu ce cifră de afaceri. Însă, este mult mai puternic influențată de brandul pe care l-ai în piață și de viziunea pe care o ai, cât de clară este, cât de bine poți să convingi oamenii de ea. Până la urmă, să nu uităm că Theranos, una dintre cele mai mari scamuri realizate în lume, a fost creat pe o viziune, fără nicio realitate în spate. S-a ajuns ca o companie să valoreze 9 miliarde de dolari, fără să aibă... Pe povești. Exact, pe povești. Atât de puternică este o viziune și atât, dacă ești un nenorocit, poți să o folosești să manipulezi în ultimul hal și cei mai experimentați investitori din lume. Dacă știi să te folosești de viziune. Asta e puterea viziunii și puterea brandului. Că te duci și îți crești tu un brand personal în fața investitorilor respectivi, folosindu-te de viziunea respectivă și apoi folosindu-te de consecvența aia draconică de care ai nevoie să stai constant în fața lor și să le repeți. Asta e viziunea, se poate, uite de ce se poate, ce vrem noi să reușim. Poți să o folosești într-un fel nenorocit sau poți să o folosești înspre bine. Însă dacă nu ai asta, valoarea acțiunilor este mult prea mică, pentru că este o percepție. Acțiunile de cel mai multe ori, de asta există bursă, bursa este multă percepție acolo. În momentul actual, cel puțin cu companiile din tech și așa mai departe, este mai multă percepție decât realitate. La fel s-a întâmplat cu Nikola, cu compania de mașini electrice. Fix aceeași poveste. Altă țeapă. Na. Pe o viziune mare, pe o percepție, oamenii au considerat și au ajuns ca compania respectivă, fără să aibă un produs care să funcționeze, nici măcar un sale, o vânzare să fie avut, compania respectivă a ajuns să valoreze mai mult decât Ford-ul. Până și-au când dat drumul la un tractor după un deal și l-au filmat. Exact, că nu avea motor, nu mergeau motoarele. Și tot ce au folosit ca demonstrație este că au tractat un tir care n-avea motor sub capotă, l-au tractat sus pe un deal, i-au dat drumul, l-au filmat frumos și apoi viziunea și ceea ce promiteau să facă și consecvența omului din spate. Atât de puternică este să ajungi ca o companie care n-a reușit să pornească încă mașina pe care promite să o vândă, să ajungă ca acea companie să aibă o valoare mai mare decât Ford-ul, care a demonstrat multe în... Minte. Da? Așa că trebuie să dai importanța asta. De asta spun, nu folosi valorile ca o cârjă. Ăsta, acțiunile ca o cârjă, pentru că cârja o să se rupă.
repede și o să te doară, nu le folosi ca o cârșă. Prima este viziunea, brandul tău personal, consecvența, iar apoi când chiar simți valoarea de la o anumită persoană și nu poți altfel, dar abia după ce l-am convins de viziune, abia după ce sunt convins de abilitățile lui, abia după ce am stat într-o perioadă destul de lungă de timp consecvent să încerc să-l conving, pot să mă folosesc de această modalitate și să mă folosesc de ea corect, cum am spus, cu contracte, cu primit acțiunile când ai atins obiectivele, cu toată nebunia. Mi-aduc aminte CTO-ul nostru actual când a venit să lucreze cu noi acum 5-6 ani de zile în colaborare, pentru că n-aveam finanțe pe vremea aia și o aruncam cu acțiunile în toate părțile care cum voi acțiuni la termene. Luați că și așa, n-au nicio valoare. Mintea mea era. I-am propus și lui, zic, bă, decât să te plătesc, nu știu, 2-3 mii de euro, zic, cum vrei, mai bine să te plătesc. Exact așa ce vreau să mai bine să dau 1500 și de rest îți convertezi niște acțiuni. El foarte politicos, așa, e un tip foarte cal. Zic, bă, Adi, mă gândesc. A stat omul, s-a gândit. Zic, bă, prefer să nu deocamdată, că am o situație, am nevoie de cash. Zic, bine, mă, clar. Și l-am întrebat acum vreo 2-3 luni de zile. Zic, bă, îți pare rău? După atâția ani de zile, zic, îți pare rău că n-ai luat acțiuni. Face, frate, nici nu vrei să știi. Deci, mă tot gândesc ce fraierică am fost. Bă, n-ai fost fraier, da. Asta e o poveste fericită, știi, care reușesc să aduce în realitate lucrurile pe care spui că le vei face. Că de fapt datoria, responsabilitatea ta ca owner este să... Ce e viziunea? Viziunea este acel câmp al realității distorsionate. Tu trebuie să creezi, să dai o viziune a unei realități care se pare total distorsionată față de ceea ce se întâmplă de fapt în momentul de față în realitate și să-i convingi pe ceilalți că poți să ajungi acolo. Și în timp să și ajungi ușor așa, că să faci și pași în direcția aia, să nu rămân doar la nivelul de vrăjeală, că vrăjeala oamenii o detectează repede. Repede. Fi autentic. Tot o detectează. Și mai mult nu merită stresul din spate. Adică prefer să mă stresez pentru ceva ce știu că pot să realizez, ceva care chiar contează pentru mine, decât să mă stresez că voi fi prins. Că stresul va fi la aceeași cantitate, doar unde îl pui. La fel este cu mulți care preferă să facă lucruri în afara legii, pentru că stau și mă uit. Toți am văzut povestea lui cu drogurile, cum dracu îl cheamă, mă, din Mexic sau din Columbia, cum îl cheamă? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Deci ăla mi se pare un om, în afară de toate rahaturile pe care le-a făcut și mai departe, dacă este să-l luăm pur pe abilități, este un manager și un antreprenor absolut remarcabil. Deci nu doar că este groaznic, noi care oferim stabilitate și multe alte lucruri, ne este greu să recrutăm 10 oameni când avem nevoie. Omul ăla să poată să ajungă să recruteze mii, zeci de mii, care oricând au posibilitatea să fie, ori să ajungă în pușcărie, ori să fie împușcați. Și să poți să organizezi genul ăsta de oameni pe niște procese foarte clare. Pentru că orice deviație de la proces îți bagă mii de oameni în pușcărie, inclusiv pe tine, aia este un challenge de management imens. Și da, știu, crezi că e mai ușor să faci managementul când ai pușca deasupra capului. Not really. Not really. Oamenii se obișnuiesc cu frica aia și se revoltă. Nu poți să o ții pe termen lung. Frica e o modalitate de a ține oamenii și de a-i controla pe termen scurt. Pentru că... Păi, nu e doar frica, Răzvan, e o combinație acolo extrem de perversă. Este odată consecința foarte dramatică. Deci sunt cele două extreme. Frica de consecință și consecința înseamnă moarte. Lasă pușcăria, dar în cazul lui Pablo, da? Dar și în cazul nebunului ăsta la tu din Mexic. Dar vine combinată cu partea financiară, cu puterea, cu prestanța, cu reputația. Adică acolo e un mix atât de pervers. Noi nu o să putem să facem niciodată în antreprenoriat mixul ăla. Nici nu vrei să-l faci.
imposibil de replicat așa ceva. Tocmai Pentru că, asta uite, fac. structura militară funcționează pe frică și funcționează bine. Dar structura militară nu vine cu beneficiile financiare, de statut, de putere, de toate lucrurile astea, de mândrie, la nivelul la care au venit pentru amărâți ăștia din Columbia sau pentru cei din Mexic. Nu sunt de acord că este atât de simplu cu frică. Nu sunt, pur și simplu. Deși, uite, corporațiile o folosesc foarte bine. Nici eu nu sunt de acord, spun doar că așa funcționează. La un nivel mai mic, corporațiile o folosesc. Pentru că ce fac corporațiile? Te atrag cu un salariu care ei și-l permit și apoi ți-l pun pe acte, lucru care startup-urile și mai departe nu-și permit să pună salarii atât de mari pe acte. În momentul ăla, tu ce ai făcut? Pentru că ești puțin fraier și neexperimentat în viață și așa mai departe, te-ai dus, ți-ai cumpărat apartament și mașină pe leasing, în leasing. În momentul ăla ești al lor. Pentru că să pleci într-o altă companie, poți să pleci doar într-o altă corporație care, din nou, își permite să îți dea acele lucruri pe acte. Pentru că să te duci să-ți urmezi visul, nu mai poți pentru că oamenii sunt mult mai motivați să nu piardă ceva decât să câștige ceva. Dar când frica ajunge la un anumit nivel, frica se transformă în revoltă, pentru că atunci când nu mai ai ce pierde, și când viața devine atât de rahat, viața ta nu mai este un motiv destul de important încât să continui să faci ceva ce este groaznic de greu pentru tine. Și asta se vede, din păcate, acum cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Sunt oameni în care frica de moarte, frica de a fi împușcați, de a fi așa mai departe, nu mai este la fel de importantă ca alte lucruri, să păstreze ce este important pentru ei sau să reușească lucrurile în care ei cred. Chiar dacă beneficiul va fi nu mic, va fi pe minus pentru ei, cu adevărat. Pentru că dacă este să ne uităm puțin mai realist în viitor, peste 10-20 de ani, toți oamenii ăștia care acum sunt considerați eroi în anumite cazuri și au fost omorâți pe front pentru nimic, pentru un dobitoc, oamenii ăștia vor fi uitați. Pentru că asta e lumea. Asta e ceea ce se întâmplă. Acum este o frenezie, la fel cum au fost multe alte frenezii. Numai că de asta pur și simplu să exemplific cât de mic este beneficiul lor în a-și pune viața în pericol acolo. Așa că de asta eu aș învăța management de la omul. N-aș învăța etică, moralitate și alte lucruri, dar aș învăța management. Bă, eu am învățat management de la Căzănescu și să știi că mie îmi place de băiatul ăsta ce a făcut. Sistemul de management TVF este echilibrat, este ceea ce trebuie, dă rezultate. Lasă-l, eu îl las pe Pablo în lumea lui, mă uit așa la categoria. Și mă oferesc, ai văzut că știi că și în discuțiile cu tine de-a lungul timpului mă oferesc să mă folosesc de personaje de genul ăsta pentru că e oribil pur și simplu ce au făcut cu viața lor și e greu să faci distinția, este foarte greu. Adică da, o facem noi că înțelegem contextual ce vorbim și o putem să o facem, dar este atât de ușor de interpretat pentru altcineva încât prefer să nu mă raportez. Asta e foarte adevărat. Dar cred că, scuze-ne, domnule, discuția filozofică. E în regulă, dar cred că putem să luăm informații sau învățături din orice situație, fie că e pozitivă sau negativă, ca impact social sau cumva, ca și rezultate, poate nu e neapărat o chestie de business sănătoasă, dar clar putem să învățăm multe lucruri din orice, cam Nu-mi aproape. place faptul că vedem lucrurile în niște extreme. Adică, faptul că un om este nenorocit pe o parte, asta nu înseamnă că nu poți să înveți anumite lucruri la care omul ăla este extraordinar. Numai că modalitatea în care noi suntem construiți este să creăm un absolut. Adică
ăla dacă a făcut aia și a făcut atrocitățile alea, ăla este rău cu totul. Nimic nu are bun în el. Și o astfel de viziune asupra vieții îți blochează de foarte multe ori creșterea. Pentru că mă uit în companii, mă uit la oameni care nu realizează lucruri remarcabile pe care le au în anumiți angajați și în anumiți lideri, pentru că sunt deficitari în alte lucruri. Și e vorba aia lui Einstein, că dacă judeci un pește după abilitatea sa de a se urca în copac, o să trăiești toată viața cu ideea că este un dobitoc. Și ne place să punem oamenii în niște cutiuțe din care ei nu pot să mai iasă. Iar când facem lucrurile astea, pierdem foarte mult. Ce miros mă acolo. Bravo, mă. Răzvan, sunt de acord, pentru că, uite, cel mai bun exemplu este național-socialismul și modul de organizare al naziștilor. Mod de organizare pe care multă lume îl apreciază. Oamenii au fost foarte organizați, foarte disciplinați, disciplina militară. Dar ținând cont de efectele armata americană, cât a învățat de la modalitatea de organizare a lui ISIS. Da. Da, 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 de acord. Doar că e foarte greu să-i aduci ca și i-au bătut, i-au bătut de sau vorba aia românească pe ei, da? Ăștia cu resurse de zeci de mii de ori mai mari decât ce aveau ăia acolo, cu un număr de oameni mai mare, cu susținere din partea populației și așa mai departe, bă, și și-au luat-o la început de nu se vedeau. Și au trebuit să învețe din organizarea ălora. Și de acolo a apărut și cartea, una dintre cele mai bune cărți de management pe care poți să le citești în viața asta, Team of Teams. De acolo a fost inspirată. Din modul în care a trebuit să se schimbe armata americană, să se organizeze, astfel încât să poată să-i bată pe aia acolo, pe terenul lor. Și... dar dacă iei și îi pui pe aia într-o cutie, ăștia sunt răi, sunt proști, sunt de toate, nimic nu poți să iei de la ei, cred că... Eu știu unde văd nișul. Uite unde văd nișul. Și sunt perfect de acord cu tine, dar cred că e foarte greu să începi să discuți despre lucrurile astea. De exemplu, să dai un exemplu, să spui, băi, uite, sistemul de management, de organizare pe care l-au folosit naziștii, uite, părțile lui bune, ABCD. Păi dacă audiența ta este formată din evrei, s-a terminat. Da. Oamenii nu o să te mai audă niciodată, chiar dacă tu spui ce lucrurile pe care le spui au sens, pentru că durerea și impactul emoțional e atât de mare încât n-au cum să te asculte. Sau dacă ești în Mexic și spui, le spui oamenilor, bă, uite, din tot ce au făcut nenorociți ăștia, ai văzut pe aici, dar astea trei lucruri sunt de organizare, un management bun. Dar vorbești unor oameni care și-au pierdut familia și-au pierdut copiii, n-ai nicio șansă să te asculte. De asta sunt atent la ai folosi pe... E foarte adevărat. Și unele rând sunt atât de puternice încât devenim blind. Na, nu vrem exact să auzim nimic de acolo. Că la fel cunoaștem toți oameni care au ajuns să divorțeze de una sau de alta, care i-au rănit atât de tare încât nu mai pot să vadă absolut nimic bun despre persoana aia care poate și-a împărțit viața 15 ani. Da. Este diavolul în persoană și zic, bă, mâncați așa ochii, n-are cum să, cum, nu putea, imposibil. Nu putea să fi fost diavolul în persoană când ți-ai petrecut 15 ani lângă ea. Nu mergea, nu dă nicăieri. Dar nu, durerea este atât de mare acolo încât nu se pot desprinde de ea. Și e de înțeles în multe cazuri. Da, dar acestea cred că sunt cazuri excepționale totuși, pentru că e clar că o parte din lume, să zicem, e afectată mult mai mult de anumite lucruri. Dar ideea e ce putem lua noi ca învățăminte și cred că cel mai mare lucru de care să ținem cont e cumva să nu prejudecăm, să creăm deja un filtru a ceea ce face cineva sau ce a făcut, pentru că așa sunt multe exemple și bine,
Apropo de ce rămâne în minte, sunt tot marile exemple. Dacă putem să ne uităm la ce a făcut Napoleon, ca mod de abordare a lucrurilor, la ce face Putin, că până la urmă și la el putem să Sau cum este ridicat observăm anumite. în Che Guevara, care a fost un nenorocit și un ce atrocități a creat omul ăla acolo și este văzut ca revoluționarul pește când nu este deloc. Dar apropo, este și reversul medaliei, pentru că mă uit eu cum l-am venerat, de exemplu, pe Steve Jobs și a trebuit să-mi dau două palme după ceva timp și să realizez, stai puțin, omul ăsta este remarcabil în niște lucruri, dar este un nenorocit în altele. Și nu aș vrea exemplul lui, nu aș vrea să ajung așa. Uite, ăsta e un punct foarte profund. Cu toții, absolut toți oamenii de pe pământul ăsta, sunt buni pentru unii oameni și răi pentru alții. Da. Doar că e la scară. Suntem buni, poți să fii rău și bun pentru familia ta și rău pentru vecinul de bloc cu care te-ai certat acum 3 ani. Poți să fii bun pentru țara ta și să fii rău pentru țara pe care o invadezi. Poți să fii bun pentru, nu știu, Europa și rău pentru Asia. Există această dualitate și da, sunt de acord cu ce spunea Nicu mai devreme, că trebuie să ne uităm la oameni, la situații și să fim atenți să nu avem prejudecăți. Dar foarte importantă când comunicăm lucruri este responsabilitatea față de audiență. Foarte important acest lucru. Adică să fim conștienți de lucrurile pe care le transmitem și audiența cum rezonează cu lucrurile pe care le spunem noi. Și Che Guevara a fumat rabugurii. Da. De acolo ți-am trezit. Da, atunci mi-am. Dragule, întrebări te rugăm, că să știi că noi stăm. Da. Nu ne plac discuțiile astea. Păi da, dacă am continuat pe subiectul ăsta, e destul de vast și. Da, ca o continuare la discuția anterioară cu acționariatul, poate fi o alternativă, de exemplu, varianta de profit share, cumva după un mecanism, să zicem, gândit în funcție de roluri și de performanță. Da, poate, dar după mine nu funcționează mai bine decât bonusuri corecte pentru Pe obiective obiective. Corect. și salarii corecte pentru mărimea responsabilităților. Când zic de varianta de profit share, nu mă refer că îl plătești super prost pe omul ăla, mă refer cumva să ai forma de plată Da, variabilă, ce nu crea înseamnă inflație, beneficiu. te rog, avem destulă inflație. Da? Ok. Avem destulă. O modalitate prin care antreprenorii nu realizează, creează inflație, este în momentul în care plătesc mai bine decât, mult mai bine decât piața, un rezultat. Oricare ar fi rezultatul respectiv. Și aici, din nou, spun rezultat, nu poziție sau nu știu ce, că alea sunt diferite, alea nu se pot măsura așa de bine. Dar vorbesc cu un rezultat. Dacă mie un om de sales, de call center, în industrie este plătit în medie cu tot cu bonusuri și așa mai departe, să zicem cu 5.000 de lei. Dacă eu mă duc acolo și am mărit la 6.000 de lei, că fac eu profit share sau cum dracului îmi doresc eu să fac chestia aia, nu contează. Ce am făcut este am obligat în timp ca toți concurenții mei să vină la nivelul ăla pentru că altfel ori își pierd oamenii, ori nu pot să mai iau oameni buni. Odată ce mi-am obligat toți concurenții din industria aia să treacă la nivelul ăla, toți dintre noi avem nevoie să creștem undeva prețurile, astfel încât să putem să susținem acele lucruri și marjele de profit necesare. Mai ales dacă ai investitori în spate care te trag la răspundere. Și apoi, odată ce tu ai mărit prețurile, toți ceilalți, toți oamenii care cumpărau produse de la tine, acum cumpără mai scump, pentru că ei cumpără mai scump, cer de la liderilor mai mulți bani. Ăia sunt nevoiți să crească veniturile și în câțiva ani s-a ajuns la un nou nivel în care poți să cumperi exact aceleași produse care puteai să le cumperi înainte cu mai puțin de 1.000 de lei, dar acum câștigi 6.000 de lei. E, aia se cheamă inflație. Și e foarte ușor să creezi inflație. Mai ales este reversul medaliei pe care alți antreprenori o fac cu discounturile.
și intră în cercul ăla vicios de discounturi, pentru că, ok, cum concurez cu ăla? N-am nimic în plus, n-am nimic în minus, nu știu cum să fac o vizită. Dau un preț. Exact, n-am un brand, dau un preț. Hai că îi dau cu 10% mai ieftin. Și după aia îl oblig și pe ăla, care nici ăla nu știe să facă altfel, și dă și el cu 15% mai ieftin. Și după aia văd că nu mai merge să meargă mie, așa că dau cu 20% mai ieftin. Și după aia ne trezim în 2 ani de zile că nu ne putem susține compania. De ce? Pentru că oricum majoritatea antreprenorilor habar n-au cash flow, P&L și alte lucruri. Așa că când își dau seama de ele, deja e prea târziu. Așa că fără inflație, te rog, plătește oamenii corect. Cine decide ce e corect? Piața. Dacă asta e corect sau nu, nu știu. Dar asta se cheamă, asta e capitalismul. Vrem să schimbăm capitalismul? Am de gând la un moment dat să-mi fac propria țară, dar mai am puțin. Okay. Că vorbim de prețul auzi, corect. Poți să mă pui pe mine, general suprem al forțelor armate? Mareșal. Te numesc Che Guevara. Băi, mareșal nu, că știi că gradul de mareșal e doar pentru, cel puțin la noi, la armata română, de când mi-aduc aminte, este doar pentru timp de război. Nu vreau neapărat război. Mereu e un război. Când, dar... Măcar unul economic sau invizibil. Da. Deci mă uit apropo de asta. Hai că am deraiat mult în podcastul ăsta, așa că hai să mergem să deraiem în continuare. Da, sunt cu tot de acord că Putin este dus, este un psihopat și care ține cu putere, care ține de putere cu ultimele ghiare pe care le are, pentru că altfel va fi foarte nașpa pentru el. Ăla este un om în stadiu de supraviețuire și de asta este atât de periculos pentru ceea ce se întâmplă acum. Dar doamnele din Statele Unite au invadat cel puțin 5 țări cu exact același motiv cu care Ucraina, cu care Rusia invadează acum Ucraina. Și mi se pare absolut neetic, imoral și tot cum susțin în momentul ăsta Statele Unite, cum ei susțin democrațiile și așa mai departe. Și acum cum ne pasă atât de mult de Ucraina. Și ar trebui să ne pese, nu spun că n-ar trebui să ne pese, dar nu ne-a păsat absolut deloc de Vietnam, nu ne-a păsat absolut deloc de Irak, nu ne-a păsat absolut deloc de Iran. Da, și așa mai departe. Și așa mai departe, da. Când ei au fost invadați pe exact aceleași motive de eliberare și deznazificare a țării respective. Exact aceleași motive. Și demilitarizare și scăpa de armele nucleare. Păi și ce vezi rău în asta? Că mie nu mi se pare că e ceva care nu este natural sau normal. Păi nu știu. Sunt de părere că toată povestea asta noi o vedem altfel, pentru că e cumva pusă lupa mult mai bine pe ea. Adică fiind aproape de noi o percepem altfel, dar spectacolul ăsta, eu cred că același lucru au văzut și vecinii Siriei și vecinii Irakului și vecinii eu știu cui, în toate intervențiile militare. Hai să ne lămurim cu ceva. Nu e niciun spectacol, este război. Sunt bombe care cad peste orașe, sunt oameni care mor, da? Sunt copii. Sunt dimineața, am primit câteva mesaje despre cernăuți. Sunt femei care sunt violate împreună cu fetele lor. Nu e un spectacol. Este un război. Da, este cea mai dramatică chestie care se poate întâmpla. Și este groaznic. Și la aici, la noi. Dar este la fel, este exact același lucru care s-a întâmplat în celelalte țări invadate de stat. Sunt perfect de acord. Așa este. Și ghișe, în Africa mor copiii și se întâmplă atrocități și nu prea ne-a interesat așa mult. Așa este. Așa este. Aveți perfectă dreptate. Asta e ceea ce spune. Dar e lângă noi. Da, asta adică e ceea spune mai multe despre noi decât spune despre Rusia sau despre America. Faptul că până acum nu ne-a interesat și acum pentru că e frică. De-aia e reacția care este în primul și în primul rând. Este frica care dictează lucrurile care se întâmplă. Așa este, este frica. Combinată cu partea de umanitate pe care încă o mai avem în noi.
Doar Și mai o chestie. mi-aș dori ca exact aceeași umanitate pe care suntem moral obligați să o oferim când este vecinul nostru, am fi dacă am face exact același lucru atunci când Statele Unite, marele eliberator, se duce peste o altă țară care încearcă să spună ei că uite, așa ar trebui condusă țara, asta e că spunem noi lideri. Ar trebui văzută la fel. Nu o să fie răzvan, pentru că Statele Unite sunt doar două cuvinte. Întotdeauna au fost și vor fi imperii, întotdeauna au fost și vor fi țări mai puternice și țări mai puțin puternice și jocul ăsta ciclic care se întâmplă de cât sunt oamenii pe pământul ăsta. E greu să ajungem mai sunt ăsta să spui tot timpul și oamenilor nu le pasă. Serios, nu prea ne-a păsat nouă că s-a dus America și a invadat Irakul, că nu ne-a păsat la niciun... Păi nu ne-a păsat Ne-am uitat, acolo chiar ne-am uitat ca la spectacol. până când a A fost un venit. șoc. Păi asta e. Asta ziceam. Dar acum ne așteptăm ca Ce? ceilalți să nu se uite la noi ca la un spectacol. Exact. Adică noi n-am făcut, adică unde e etica noastră? Noi de-a lungul timpului n-am făcut, pur și simplu avem alt comportament, să zic altfel. Dar au fost situații similare, că a fost Da, Rusia, mă, că dar au nu e, fost băi, Statele guys, Unite, că a guys, fost nu e de Franța. judecat, nu, asta nu e un argument din Nu e punctul de meu de judecat. vedere. Nu Nu contează ce e. am făcut, ce n-am făcut, este, n-are sens discuția. Ideea e în felul următor, lângă noi, la 15 km, au căzut bombe. Lângă noi. Din punctul meu de vedere, războiul este, băi, aici, e foarte aproape. Faptul că America spune acum că nu se implică, așa au făcut și în primul și al doilea război mondial. Întâi au trimis armament, după care s-au implicat. Și când s-au implicat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și nu o să putem să stăm, adică dacă se continuă dezastrul ăsta umanitar și nenorocitul ăsta continuă să asasineze populația civilă, băi, nu o să poți să stai. Adică eu personal, dacă nu avem familie, vă dau cu fundul meu de eram la Kiev acum. Dacă nu aveam responsabilitățile și n-am nicio treabă. Nu-mi plac rușii, nu-mi plac ucrainienii, dar nu e despre asta. E despre viața pe care vreau să o trăiesc de acum înainte. Cum vreau să trăiesc în următorii 30-40 de ani? Eu nu vreau să stau cu dobitocul ăsta, cu dementul ăsta, lângă vamă și să am frică asta în sânge ca pasul ăsta, două butoane. Nu vreau să trăiesc așa toată viața. Și așa este, aveți dreptate. Eu sunt ipocrit. Eu săptămâna trecută spuneam când a început războiul, am avut discuții și am zis, bă, dar, bă, nebunie, v-ați apucat acum, mă, și pe voi umanitatea. Acum, îți dai seama, v-ați apucat să strângeți, să puneți bani, să trimiteți ajutoare, dar zic pentru Africa, este exact ceea ce am discuția pe care am avut săptămâna trecută, dar zic pentru Africa, de ce n-ați trimis până acum, în ultimii 30 de ani, că pe acolo se moare mult mai grav. Da, e ceea ce este. Eu așa văd lucrurile. Și sunt de acord și cu America, și cu. Dar mi se pare că sunt câteodată în viață, cum spuneam și Eu am el, venit you leave some things. din contextul ăsta general al podcastului ăsta în care am tot vorbit despre faptul că ori pui pe cineva într-o cutie de rău, ori pui pe cineva într-o cutie de bun, absolut, fără să ai abilitatea ori de a vedea defectele ăluia care l-ai pus în cutia de bun sau de a învăța ceva de la ăla care l-ai pus în cutia de rău. Și faptul că facem exact același lucru, punem Rusia în cutia de rău, Ucraina în cutia de bun, Statele Unite în cutia de bun și așa mai departe, ne va duce în același loc, pentru că Corect. ciclul ăsta Mulțumesc. emoțional în care noi suntem prinși acum, mai ales că este lângă noi, nu este unul care va duce neapărat, uite, cum l-au luat pe Adrian emoțiile și a zis, dacă n-aș fi avut familie și copil, m-aș fi dus acolo. Dar dacă te dai puțin în spate, în afară de o parte din armata rusă, care, la fel, orice armată are dobitoci care violează și care fac niște căcaturi, și apoi are o mare parte dintre oamenii de acolo care nu, nici măcar nu vor să fie acolo. Sunt obligați și trebuie să facă ceea ce dracului li s-a dictat să facă. Și când te duci, e adevărat, te duci să-ți aperi țara, dar te duci conștient că vei omorâ oameni care n-au vrut să fie acolo, care nu vroiau să facă pentru nimeni nimic. I-am dat eu lui Adrian o soluție ce să facă cu milionul ăla de dolari pe care îl schimbă, da, pe care îl adună, dar...
A zis că era deja făcută. Bă, știi, e o vorbă celebră pe aici, pe la noi. Frate, ghinion. Da. Dacă tu nu vrei să fii în războiul ăla, dar ești în război și ești un tank rusesc și a venit Sfânta Javelina, sau cum îi zice, și te-a spulberat, tu n-ai vrut sărecuțul de tine, bă, ghinion, asta e. Ne vedem, nu știu, în rai, în Virginele, nu știu unde, pe unde ne vedem, da, să fiți. Eu am fost și Trebuie să existe o responsabilitate. susțin enorm de mult ceea ce face Adrian și ceea ce a reușit să facă termene, să contacteze atât de multe companii, să strângă, să convingă atât de multe companii să doneze pentru Ucraina. Pentru că nu este, mă enervează numele, cu scut pentru Ucraina. Pentru că I don't give a shit about Ucraina, cum I don't give a shit about Rusia. Dar ne pasă de oamenii care n-au nicio vină pentru absolut nimic în toată povestea asta și ajung să fie omorâți și ajung să nu mai aibă unde să trăiască și ajung să fugă cu copiii și cu să-și lase bărbații în spate. Pentru asta, oricine ar trebui să-și miște curul. Dar pentru o țară, că acum s-a creat brandul. Rusia oricum avea brandul că sunt niște tâmpiți. Asta e brandul creat de Și l-au solidificat. și l-au solidificat bine și acum Ucraina și-a creat brandul de înger. Ucraina e una dintre cele mai corupte țări din lumea asta, așa că nu să nu o dăm chiar acolo, dar oamenii n-au nicio vină. Absolut nicio vină. Exact, asta spun și eu. Corect. Adică Știți cum e? înțeleg Trei. show-ul pe care îl face Da. Zelenski, înțeleg toate lucrurile astea, dar nu e despre asta, nu are nicio. Așa este. Da. O să avem Da. timp toată viața, dacă scăpăm de povestea asta, să povestim și să analizăm la rece. Da. Astăzi, acum, uite, ieri am început să mă sune antreprenori. Domne, că te susțin. I-am zis, bă, lăsați-mă dracu cu vrăjeala, cum mă susțineți. Pune mâna și donați. Asta, așa mă susțin. Nu mă mai suna să mă felicit, să dai mie principiul, că mă interesează. Pune mâna, deschide portofelul și trimite bani și donează. Ce e așa de greu? Așa mă susțin. Cu ce pot să ajut? Păi da, am scris pe tot Facebook, e plin ce pot să faci. Nu să mă sun pe mine, să-mi consum timpul, că am altceva de făcut în perioada asta. Și da, după ce trece asta, o să putem să stăm să analizăm la rece toate tâmpenile pe care le fac ăștia și cât de răi sunt și ucrainienii și mai știu eu, da, acum e de acțiune, frate. Este pur și simplu de Așa e. acțiune și nu e nimic de procesat, să te gândești prea mult. Cine Așa poate e. și cine vrea, bineînțeles. Cine poate și cine vrea. Hai, dragule, ce întrebări mai ai pentru noi? Ca și mod de organizare, recomandați forma de grup de firme, în sensul să fie câte un business unit pe firmă separată sau să fie toate într-o singură entitate juridică? Regulă. Nu e o regulă. Eu aici depinde foarte mult. Când ești mic, n-are niciun sens să te spargi în 100 de, în mai multe entități. Poți să ai business unit-uri interne și noi am făcut acest lucru. Când am început să creștem, am început să distribuim, să descentralizăm business unit-uri care servisau clienți, profile de clienți diferite. După ce am depășit 1 milion de euro, deja s-au pus pe masă alte discuții. Da? Pentru că intri în alte, vrei să mai, dacă poți, să faci o companie care să fie cu cifra de afaceri sub 1 milion din considerente fiscale, plus că poate ai nevoie să servisezi, dacă e cazul, să ai o companie care să vândă fără TVA, dacă ești în situația asta, și am văzut câteva industrie unde este o problemă mare în zona asta, și se mai pot face, de exemplu, în construcții, din ce am văzut, se fac SPV-uri, Special Vehicle Project, da? Care sunt companii făcute special pentru, nu știu, construcția unui cartier, Asta câteva e case, după care se închis. că pur și simplu chestia asta trebuie să servească unui scop. Nu este un scop în sine să îmi împart compania mai multe firme. E pur și simplu un mijloc, ori un mijloc financiar de a putea să plătesc ori mai puține taxe, ori să am un brand financiar mai bun la bănci. Să fiu mai bancabil, da? Pentru că, de exemplu, o schemă care se folosește constant. Dacă eu am multe mașini, vehicule, mașini din astea, de Echipamente, să zicem. echipamente și mai departe, este mult mai sănătos să cumpăr toate alea pe o altă firmă, care firma aia închiriază la firma mea.
pentru că îmi scot cheltuiala, amortizarea și toată povestea din firma principală, ceea ce îmi permite să am un rating mult mai bun la bancă, cu o rată de profit mult mai mare și așa mai departe, iar cealaltă firmă se susține ca o firmă normală de închiriere de vehicule și echipamente, care cumpără pe credite normale acele echipamente, iar apoi le închiriază. Este o tehnică care e folosită constant în business-urile mari, dar servește unui scop. La fel ca atunci când ești mic și să zicem tu ești la pragul de a atinge milionul, dar marjele tale sunt vai de capul lor și tu abia te susții la milion, că toți cred că dacă ai atins milionul, ce rupi, pe dracu, hai să fim serioși. Poți face un știu antreprenori care au companii cu milion și abia trăiesc de pe o lună pe cealaltă și fac probleme cu ce o să-și plătească grădinița copilului. Adică faptul că faci cifra aia de afaceri nu înseamnă mare lucru. Dar dacă ești în situația aia, normal că preferi să mai faci încă o firmă decât să te apuci să plătești 16% profit, 16% taxă pe profit și alte nebunii acolo. Dar trebuie să servească unui scop și cel mai bun în partea asta, finanțiștii. Vorbește cu finanțiștii, nu cu noi. Termene.ro, Adrian, vă vor porni un astfel de serviciu și pe cashflow și pe P&L-uri și pe partea asta de a clarifica partea asta, servicii pentru companii pe partea financiară, pentru că, sincer, în România este un deficit foarte mare și de educație a antreprenorilor pe partea financiară. Ăsta este primul pas. Nu spun că ar trebui să fie expert financiar, dar ar trebui să știi bazele și nu se cunosc. Iar doi, duce o lipsă crasă de servicii de financiar bune pentru companiile mici, mici mijlocii, care nu își permit să meargă la Big Four, care nu își permit să aștepte 6 luni de zile pentru un audit ca să le spună, vezi că ai o pierdere acolo. Asta e o lipsă. Da, spre sfârșitul lumii suntem live cu acest produs. Da, ok. Deci, practic, e o zonă de servicii financiare sau de management financiar, nu? Să înțeleg. Exact, exact. Se lucrează, se dezvoltă un modul separat în platformă unde vei avea o analiză financiară pe compania ta cu indicatori interpretați, cu recomandări. Și va fi o componentă automatizată și în plus de asta, adică pe lângă setul ăsta de informații, o să avem și o componentă specializată. Dacă avem departament de analiză financiară, da, și vei putea împreună cu analiștii noștri financiari să-ți faci o analiză a business-ului și să-ți recomandei mai departe ce ai de făcut. Și avem mai multe direcții pe care ne focalizăm. Una dintre ele este relația cu banca. Adică dacă vedem că nu ești bancabil, o să te ajutăm, o să-ți dăm recomandări. La ce ar trebui să fii atent? Și chiar ar fi strategiile pe care ar trebui să le implementezi astfel încât să devii bancabil într-o perioadă de timp. Și dacă ești bancabil, să vedem cum putem să eficientizăm bancabilitatea. Adică să obții niște rate mai bune de la bani, să obții niște comisioane mai bune, să-ți îmbunătățești și să-ți eficientizezi relația și colaborarea cu finanțatorii. Ok, sună foarte interesant. Ok. Da. La spre sfârșitul lunii o să lansăm și acest modul. Abia l-aștept. Iar dacă oamenii se întreabă, mulți antreprenori, mai ales când ești mic, ai dilema asta, de ce să plătesc taxe? Că oricum sunt nemulțumit de ce face politicul cu taxele mele. Și atunci de ce să plătesc taxe, să plătesc cât mai puține taxe? Motivul principal, rece, crud, al antreprenoriatului pentru a plăti taxe este pentru a fi bancabil. Cu cât plătești mai puține taxe, cu atât vei primi mai puține bani de la bănci. Punct. Iar banii de la bănci sunt cea mai ieftină finanțare. Și cele mai puține bătăi de cap. În România, da. În România, da. Bine, pe partea asta, nu știu dacă ați luat în calcul și partea aceea de extindere cu ce înseamnă grup de risc. Că practic, banca în momentul în care face evaluarea, extinde riscul tău la toate entitățile pe care tu ca antreprenor le deții sau
în minim o proporție. Depinde cum ți-ai organizat grupul. Dar, într-adevăr, partea asta de bancabilitate, ce am observat și eu în mediul antreprenorial, de regulă nu se înțelege foarte bine cum ar trebui să fii pregătit să fii bancabil și că e foarte important să fii bancabil. Și, din altă perspectivă, am învățat pe propria piele că e bine să fii bancabil și cumva să ai și un plan de finanțare ca tu să te finanțezi în momentul în care nu ai neapărat o nevoie, dar strategic vei avea nevoie de finanțele respective. Pentru că Exact, banca. exact. Și ca să vezi asta, trebuie să ai un cash flow și să poți să te Pentru că gândești. Noi l-am adus pe banca. Silviu ca să rezolvăm subiectul ăsta, ca să rezolvăm problema asta a antreprenorilor. L-a recrutat pe Silviu Cernat, care este nouul nostru CFO și el conduce departamentul ăsta de analiză financiară. El vine din bancă, a lucrat în sistemul bancar în ultimii 15 ani, iar în ultimii ani a fost în large corporate, la UniCredit, și s-a ocupat de finanțarea companiilor care accesau credite de peste 50 de milioane de euro. Acum, în ultimii ani, dar experiența lui în ultimii 15 ani a fost de bottom to top. Și atunci ajută foarte mult experiența lui și ne-a ajutat și pe noi, pentru că se uită efectiv, vezi că se uită altfel la business. Cu totuși totul diferit față de cum mă uit eu ca antreprenor. Și văzând asta în discuțiile cu el din ultimii... Recrutarea a durat ceva. Deci a durat cam un an jumate să reușesc să-l recrutez la noi. Da, ăsta a fost argumentul pentru care am vrut să-l aduc. Pentru că mi-am dat seama cât de valoros este un om cu astfel de experiență, care vede lucrurile nu de pe cealaltă baricadă, dar din perspectiva băncilor. Da? Ba nu, Din bă este și din cealaltă perspectiva baricadă. băncilor... Chiar este cealaltă baricadă. Da. Mai Exact, care nu e înțeleasă de multe ori sau de cele mai multe ori. pentru că te uiți doar din perspectiva ta și tu zici eu ar trebui să primesc atât, dar tu nu te nu, foarte greu să te pui în papucii băncii și să te uiți din perspectiva lor pur financiară în care nu îți știu ție abilitățile și câți oameni cunoști tu și ce mi-ai făcut tu înainte, astfel încât să-ți dea banii de care tu ai nevoie. Care ai nevoie. Bine, plus că e și politica de risc specifică fiecarei bănci pe care și-o asumă într-o finanțare, E normal. care vine la pachet cu zona pe care ai zis-o tu. Dar toți avem o politică de risc. Da. Da? E un motiv Antreprenorii nu pentru. prea. Păi nu, ar trebui să aibă. Ar trebui, da. Că și orice lucru ai, fie că tu e perfect clară sau nu este, tot ai o politică de risc. Anumiți furnizori au un risc mai mare pentru mine decât alți furnizori. Anumiți angajați au pentru mine un risc mai mare decât alți angajați și așa mai departe. Toți avem o politică de risc și nu o să dăm acum cu pietre în bănci pentru că au o astfel de politică de risc. Da, bineînțeles. Că până la urmă, dacă băncile se duc în cap, ne ducem noi cu ele. Ar trebui să aibă o politică de risc. Mai Răzvane, nu ești și tu fan blockchain, cripto, să moară băncile, să... A? În anumite cazuri. În anumite Ah. cazuri. În anumite cazuri sunt. Eu am o Bine, relație de doamnă. tip love-hate cu băncile. Da. Dar spune-mi un lucru unde nu avem o relație de love-hate. Că ar fi o tâmpenie să nu avem. Haci. Cine? Haci, nu, cățelul. It's pure love. Du-te mă de aici, Așa îl cheamă pe cățelul meu, îmi Haci. spui că îți place să-i ridici rahatul de pe jos? În Nu mă fiecare zi. deranjează. Am moșit-o, Haci, când a fătat. Eu am moșit-o. Eu am stat plin de sânge. A fost o chestie... N-aș mai face niciodată. Dar A, este doar cum? love. Hai mă, lasă-mă în pace. Așa că vorbeam, uite, și exemplul lui Adrian cu dezvoltarea de produse de servicii noi. Cum ar trebui să bugetăm, să zicem, partea asta de research and development, de ce înseamnă produse, servicii noi în portofoliu și cum ar trebui să ne asigurăm după aia sau ce să facem ca și antreprenori ca o inițiativă de genul ăsta să devină un succes? Că
Știi, de dat la perete e mai ușor, dar să fie și cu Întâlniri rost. trimestriale, obiective de creștere, bonusuri. Fix așa. Este cea mai bună metodă. Și este metoda care o să-ți aducă creștere și rezultate. Deci, prin întâlnirile trimestriale, unde setezi aceste obiective de creștere împreună cu echipa de management, le pui niște bonusuri și, după da, evaluarea de progres despre care tot discutăm din două în două săptămâni, care ține și doar de aceste obiective de creștere și întâlnirea zilnică, sfânta, că vorbesc de sfinții în ultima vreme, o să mă apuc să mă închin cât de curând. Sfânta întâlnire zilnică în care cu ajutorul căreia ții cadența pentru obiectivele de creștere. Și așa rezolv tot ce înseamnă R&D, inovație și așa mai departe în companie. Trebuie să înțelegem faptul că, la fel cum avem managementul creșterii, managementul vârtejului, de fapt, R&D-ul, el intră în managementul creșterii. Asta e. Ăla e locul lui. El se manageriază prin obiective, bonusuri, și atunci când vrei inovație, obiectivele trebuie să fie mari. Asta e ceea ce împinge inovația. De asta cele mai multe inovații în orice s-au făcut în timp de război, în timp de pandemie și așa mai departe. Pentru că deadline-ul nu ne mai putem juca cu el. Deadline-ul este cu adevărat așa cum îi spune numele. Deadline. Deadline. Și când deadline-ul, cu cât deadline-ul este mai clar, are consecințe foarte mari, și dar în același timp câștiguri mari, cu atât oamenii pot să scoată inovația. Inovația se naște într-un context cu resurse limitate. Niciodată inovația nu se va naște în contexte abundente. Și poți să aștepți să creeze Universul, Dumnezeu, oricine, contextele alea, cum ni se creează cu pandemii, cum ni se creează cu războaie, cum ni se creează cu crize economice și așa mai departe, sau putem să luăm frâiele propriei noastre vieți și companii, să spunem ok, constant 20% din energia oamenilor mei vreau să fie în astfel de contexte ca să poată să creeze inovații. Dar trebuie să o și manageriez bine. Că dacă o manageriez cu responsabilități sau nu o manageriez deloc sau nu au bonusuri sau nu au deadline-uri clare sau nu au viziune, din nou nu funcționează. De asta e un sistem de management și nu sunt niște tehnici de management din care să poți să iei tu mici bucățele care îți convin ție. De asta e un sistem, că se susțin una pe cealaltă. Deși asta fac majoritatea. Și Adrian își bate capul cu ei. Pentru că ei cred, deși l-am numit sistem de management, trebuie toate lucrurile astea să fie puse la punct. No. Antreprenorii tot antreprenori sunt. Stai că mie îmi place asta de aici. Din ce zici tu, mie îmi place asta. Mie îmi place să dau avertismente. Vreau Stai să fac cu că... asta repede, da. Exact. Ideea asta să dau avertismente și să fie oamenii plătiți doar pentru responsabilități pe salariu. Asta e perfectă. Asta o iau. Restul de lempis, da, mă zic. Păi nu, dar nu, stai așa că ar fi. Dar nici măcar asta nu se întâmplă. Se întâmplă doar aia cu responsabilitățile, atât, dar avertismentele rămân la nivel de teorie. Lasă că a zis Răzvan, că ne întreba cineva zilele trecute și ce fac dacă am zis că la trei avertismente îi dau afară, după aia ce fac? Îi dau afară? Că... Da! Adică, pe bune, chiar mă țin de cuvânt? Asta e greu, ar fi, eu înțeleg. Nu e ușor să implementezi un sistem, pentru că fermitatea este, mai ales astăzi, în zilele noastre, și la nivelul ăsta de antreprenoriat, așa cum se face în România, așa cum se înțelege, păi, destul de greu de exercitat și de implementat. Mai ales dacă nu am fost obișnuit să fim fermi. Și am fost obișnuit că lucrurile sunt. Da. Mai ales în companii care cresc, pentru că cresc datorită contextului, datorită marketingului, pieței, da? Și ajung. Am văzut suficient de multe companii care au crescut mult mai mult decât au crescut oamenii din ele, pentru că piață, pentru că cerință, pentru că pandemie, e-commerce și așa mai departe. Și oamenii își dau seama că nu pot merge la nesfârșit
toți antreprenorii au această frică că ceea ce fac ei nu e bine și că mâine se poate alege praful de tot. Da? Cel puțin antreprenorii care colaborez eu, asta este motivația lor principală. Ghiși ce? Și la mine încă mai este motivația asta, da? Te gândești tot timpul. Cred că ține ceva de gena noastră de antreprenori. Da? Și e bine, e sănătos să te gândești tot timpul. Răzvan avea în întrebările trecute, a scos-o, dar era o întrebare absolut spectaculoasă în întâlnirea trimestrială. Cum pot eu să devin cel mai mare dușman al companiei mele? Era o întrebare foarte puternică. Întrebarea era cum pot să creez o altă companie care să-mi falimenteze propria companie. Exact. Și am scos-o cu un motiv. Pentru că dacă ți-o dau ție, tu faci ceva remarcabil cu ea. Când am dat-o scalabil la mulți antreprenori, au intrat în fibrilații. Și când au început să se gândească și să realizeze faptul că pot să-și falimenteze propria companie cu o companie, a venit frica. A apărut o teamă imensă. Dar este una dintre cele mai bune întrebări care ar putea să, care ar trebui să ți le pui cel puțin o dată pe trimestru și să vezi, ok, cum pot să-mi falimentez eu propria companie, dar nu prin a face căcaturi în compania de acum, ci prin a crea o concurență atât de bună încât compania pe care o am acum să fie irelevantă. Foarte bună întrebarea asta. Pe mine unul m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Pe mine unul m-a ajutat acum 3 ani de zile când a apărut un competitor în piață să fiu focus, să fiu on point și să iau măsurile necesare astfel încât să nu permit acelui competitor să-mi acapareze cotă de piață. Și mai mult de atât, am reușit să dezvolt foarte repede lucruri pe care competitorul deja le făcea și l-am transformat irelevant. În câteva luni de zile, deși era pe un hype, business-ul ăla a devenit irelevant. Pentru că m-am pus în papucii lui și m-am zis, bă, care sunt pașii următori? Ce aș face eu dacă aș fi în locul lui? Da? Dacă m-aș lupta cu mine. Și am putut să iau niște decizii. E foarte greu să te pui acolo pentru că e dureros. Este ca și cum ți-a zice, ia stai puțin în contextul în care ar trebui să-ți omori copilul. Cam așa e. Și doare. Da. Vrei să fugi din contextul ăla, nu vrei să stai să te gândești ce cuțit ai luat după tine. Că sper că nu e psihopat. Știu că Adrian... Răzvan, eu trebuie să ies exact. Mai câteva minute și trebuie să intru în... Okay. Dacă ai putea, Adrian, înainte să încheiem, să mai zici cum îți merge campania, un minut, campania cu a ajuta oamenii din Ucraina. Deci am reușit am sunat până acum 6.000 de companii, ne-au răspuns undeva la 4.000 și ceva, ceea ce este în standardul de răspuns. Avem 3.000 de companii care vor să doneze, care sunt interesate, avem 600 de companii care au semnat contractul de donație cu Asociația Zi de Bine și au început deja să trimită bani. Sunt câteva zeci de mii de euro deja strânse. Ieri am încărcat 3 mașini de aici de la Ploiești, am fost la cumpărături și le-am dus către AFI București, acolo unde Melania Medeleanu și Asociația Zi de Bine centralizează tot ceea ce se întâmplă. Avem o imagine mai clară în momentul de față cu ce nevoi sunt în la Vama, acolo unde vin cei mai mulți refugiați. Eforturile noastre deja nu mai sunt pentru ceea ce se întâmplă în țară. În țară sunt suficiente, cel puțin mâncare, sunt multe tiruri cu mâncare, este acoperită momentan această nevoie. Problemele sunt după graniță, tirurile, materialele, medicamentele pe care le-am strâns și cu medicamentele am avut niște probleme și avem. Pentru că am intrat în farmacie și am dat o listă, suntem în legătură cu comunitatea antreprenorilor din Cernăuți și i-am întrebat ce au nevoie și ne-au trimis o listă de medicamente. Și am intrat în farmacie, zic, doamnă, am și o listă asta, dați-mi și mie tot ce aveți. Cum adică tot ce avem? Dați-mi tot ce aveți. Zice, doamnă, stați un pic așa, aveți doctor care, că uite, astea sunt antibiotici, doamnă, nu înțelegeți, astea noi le fim pe la Cernăuți. Zic, acolo oamenii mor, nu știu dacă au doctor, dar au nevoie de ele. Și nu poți, da? Antibiotice, reglementări, rețete și suntem în discuția cu niște producători de medicamente și cu ei la Cernăuți să vedem cum ar putea să dea comandă. Deci sunt niște probleme logistice, dar le rezolvăm. Deci asta este unde suntem astăzi, după 2 zile de campanie. Vreau să vă spun că este, pentru mine cel puțin, am senzația că
asta am făcut toată viața, m-am pregătit pentru momente de genul ăsta, pentru că reacția antreprenoriatului românesc este absolut extraordinară. Din cei 4.000 de companii, nu știu dacă avem 20-30 din cei care ne-au răspuns, care să spună nu mă interesează. Nu există așa ceva. Sunt foarte puține, adică sunt, dar statistic sunt total irelevante. Majoritatea au donat deja, ori așa cum vă spuneam, din 4.000-3.000 deja s-au implicat. Ceea ce este... Mă simt norocos că trăiesc aceste momente. Asta e senzația pe care o am. Sunt mândru dincolo de orice senzație de mândrie. Nu cred că am simțit vreodată această emoție cu echipa Termene, cu oamenii care s-au implicat, cu antreprenorii care mă sună și îmi dau mesaje și îmi spun, am mai donat, vezi că am primit și 5.000 de lei, am primit 1.000 de euro, am primit 5.000 de euro. Iar o companie a trimis 25.000 de lei. Okay, este ceva care o să treacă. Știu chestia asta pentru că e vibe-ul ăsta de început și le spun oamenilor, bă, guys, chiar dacă am donat, n-am bifat. Adică nu faceți chestia asta ca să bifăm ceva pe listă, că nu e despre asta. Nu este despre Ucraina, până la urmă, ca stat sau ca nație. Sincer, de-aia nu mai pot eu de Ucraina și de statul ucrainean. Sincer, nu mă interesează. Nici Zelenski nu mă interesează ca personaj. Pe mine mă interesează și sunt motivat de tragedia umanitară și de oameni ăștia care trec prin ce trec. Indiferent de nație, pentru că ați văzut bine soldați ruși, ați văzut filmări care sărace sunt... N-ai vrea să trăiești ce trăiesc și ei până la urmă. Deci aici suntem, ăsta este stadiul. Răzvan, fug că intru în... Da. Bun, dragilor, știți... Salutare. Găsiți linkul în descriere pentru campania Termene, dacă vreți să vă alăturați, dacă sunteți antreprenori, dacă aveți posibilități, acolo găsiți. Mulțumesc mult, dragule, pentru participarea la acest podcast. Sper că ți-am fost cât de... Mulțumesc și eu. Da, cu siguranță. Și sper și pentru cei care vor privi să fie de folos într-o măsură. Știi vorba românească? Să fie primit. Bun, dragilor, știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.